Dar sunt ușor chiar siderat de această ieșire. Ba mai mult, din ieșire îmi dau seama că nici nu se cunoaște bine legislația existentă. Și chiar sunt ușor surprins că un fost premier ori nu a ascultat sfatul fostului ministru de finanțe, care a trecut Agenția Națională de Achiziții Publice în subordinea Ministerului de Finanțe, care probabil știe mai bine aceste chestiuni. Nu înțeleg de unde a apărut ieșirea asta. Probabil o pun pe seama campaniei electorale și dorinței domnului Victor Viorel Ponta de a ieși din conul de umbră. Vă mulțumesc, îmi pare rău că a trebuit să fac referire la o persoană cu nume și prenume, dar sunt nevoie să o fac datorită atacului direct. Noi suntem un guvern de profesioniști, dar trebuie să răspund unor alegații care sunt departe de realitate.